Vă salut cu mult drag în numele Domnului Hristos în această seară, în locul acesta unde nu știu pentru ce este folosit de obicei locul acesta. Dumneavoastră sunteți de aici din Dobrin, dumneavoastră ați mai fost și cu alte ocazii aici. Eu doar săptămâna aceasta, poate că atunci când se face o adunare populară în sat, vin oamenii aici cu domnul primar, nu? Aveți discuții sau cine știe ce, poate se mai face câte o nuntă sau nu știu ce se face, da? După mormântări se adună oamenii sau poate se mai face și câte un chef. Nu știu ce se face aici. Dar eu sunt foarte recunoscător lui Dumnezeu pentru faptul că în seara aceasta, sala aceasta este plină cu oameni care sunt interesați de Dumnezeu. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Să știți că nu știu dacă este vreo întrebare mai importantă pe care ar trebui să o pună fiecare om. Eu sunt pastor de 15 ani, dar și acum, uneori îmi pun întrebarea, Doamne, ce vrei de la mine? Și răspunsul nu vine întotdeauna foarte repede. Însă, atunci când Dumnezeu ne răspunde la această întrebare, să știți că de obicei suntem așezați la un fel de răscruce de drumuri. Adică în viața noastră Dumnezeu ne așează înainte două căi. Calea pe care am mers și calea pe care ne cheamă Dumnezeu să mergem. Care nu întotdeauna este identică cu cea pe care am mers noi. Și să știți că zilele vieții noastre nu sunt la fel. Nu sunt la fel. Unele zile sunt mai importante decât alte zile. De exemplu, eu mi-aduc aminte când i-am cerut mâna soției mele. Acea zi a fost o zi foarte importantă și nici măcar nu eram pe deplin conștient de importanța acelei zile. Pentru că în momentul în care am cerut mâna ei, în ziua aceea m-am hotărât să am doi copii. În ziua aceea, n-am discutat noi în ziua aceea despre chestia asta, dar aici s-a ajuns. În ziua aceea s-au hotărât multe alte zile, cum vor arăta zilele mele în viața aceasta. Și vedeți? Totul a fost hotărât într-o singură zi, când am cerut-o. Sau mă gândesc la ziua în care m-am hotărât să fiu pastor. A fost decizia unei zile. Și știți că până în ziua de astăzi, eu fac ce am hotărât atunci. O zi, o decizie care influențează ani de zile, o viață de om. De aceea, frații mei, zilele vieții noastre nu sunt la fel. Și atunci când noi avem această îndrăzneală sfântă să venim înaintea lui Dumnezeu și să-L întrebăm subiectul din seara aceasta, Doamne, ce vrei Tu de la mine? Care este planul Tău pentru viața mea? Și dacă cumva, atunci când îl întrebăm pe Dumnezeu, ne va răspunde la această întrebare, este ziua unei decizii foarte mari, care ne va influența tot ce vom face noi după aceea, în viața pe care o mai avem de trăit. Ce vrea Dumnezeu de la mine? În Sfânta Scriptură găsim câteva situații în care oamenii au pus această întrebare. Și poate vă aduceți aminte când Dumnezeu l-a chemat pe Ioan Botezătorul ca să fie înainte mergătorul al Domnului Hristos, adică înainte ca Hristos să apară între oameni și să spună ceea ce a spus și să facă ceea ce a făcut, Dumnezeu a hotărât să fie cineva care să-L anunțe. Da? Cum era, nu știu dacă aici în satul dumneavoastră ați avut, nu știu, poate, nu știu cine este cel mai în vârstă dintre dumneavoastră aici în seara aceasta, dar mai de mult în satele românești erau toboșari. Adică mergeau cu tobele și anunțau ceva. Ioan Botezătorul a avut un fel de rol de genul acesta prin care Dumnezeu
invita poporul iudeu sau atrăgea atenția poporului iudeu că ceea ce urmează este ceva foarte important. Și oamenii mergeau cu grămada la Ioan Botezătorul în pustie, mulți dintre ei se botezau și știți care era întrebarea lor? Păi dacă m-am botezat, dacă l-am primit pe Domnul Hristos, că nu era Domnul Hristos, dar l-am primit pe Dumnezeu în sufletul meu, da, am încercat să-mi schimb viața. Care este următoarea întrebare? Păi ce vrea Dumnezeu de la mine, nu? Dacă nu ne punem această întrebare în viața aceasta, decât atât, că, eu știu, mergem la biserică, citim Scriptura, eu știu, unii se botează, alții nu se botează, și așa mai departe, da? Dar nu-și pun întrebarea, Doamne, ce vrei de la mine? Înseamnă că noi nu prea avem mare treabă cu Dumnezeu. Nu-i adevărat? Noi mergem pe drumul nostru crezând că și Dumnezeu merge cu noi. Dar nu este așa. Noi trebuie să ne punem întrebarea, Doamne, ce vrei de la mine? Și la fel s-a întâmplat și cu acești oameni care mergeau la Ioan Botezătorul, afară acolo în pustie, îi boteza și apoi zice aici în Luca capitolul 3, versetul 10, noroadele întrebau și ziceau, atunci ce trebuie să facem? Cu alte cuvinte, ce așteaptă Dumnezeu de la noi să facem? Ce răspundea Ioan? Păi zice așa, drept răspuns el le zicea, cine are două haine, să împartă cu cine n-are niciuna. Și cine are de mâncare, să facă la fel. E o învățătură bună? Așteaptă Dumnezeu de la noi să avem grijă de cei săraci? Sau nu prea are Dumnezeu de a face cu cei săraci? Noi poate ne rugăm pentru cei săraci, așa, pe Doamne ajută-i Tu. Noi, nu este așa. Dacă cineva s-a alăturat lui Hristos, atunci grijile lui Hristos devin grijile Lui. Apoi veneau alții la Ioan, zice aici în versetul 12, au venit și niște vameși, vameși aceștia erau niște hoți, niște hoți îmbrăcați frumos, așa cum sunt și lumea de astăzi. Cei mai mari hoți sunt îmbrăcați la cravat și la costum, da? Și stau în parlament și cine știe pe unde. Veneau vameșii să se pocăiască, vă dați seama. Zice așa aici Scriptura, au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis, învățătorile, noi ce trebuie să facem? Vedeți? Pocăința aduce cu sine aceste întrebări. Noroadele întrebă, oameni de rând întrebau. Veneau și vameșii și au dat seama că nu e bine ce făceau. Da? Într-o seară am discutat despre vrăjmășia pe care a pus-o Dumnezeu în inima noastră ca noi să fim vrăjmași cu păcatul. Să fim vrăjmași cu Satana. Dacă Dumnezeu nu pune această vrăjmășie în noi, noi niciodată n-am avea simțământ de rău când facem ceva rău. Dar așa Dumnezeu ne salvează. E colacul Lui de salvare prin care ne ajută să ne pocăim. Vrăjmășia, conștiința împotriva răului. Și oamenii aceștia vameșii simțeau că nu e bine în viața lor. Pentru că dacă tot furi, tot simți că mai vine și câte o bătrână și furi la ea, păi ți-e rușine, nu? Furi de la ea bogați, no, poate nu te simți așa de prost, că să furi de la unul sărac. Și vameșii se simțeau prost, vineau să se pocăiască. Și întrebau și vameșii, zice, învățătorile, noi ce trebuie să facem? El le-a răspuns, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Adică nu umblați cu mișmașul și păcăliți pe oameni. Dacă atâta e taxa, atâta luați. Nimic în plus. Și veneau și alții, veneau niște soldați. Versetul 14. Niște ostași îl întrebau și ei ziceau, dar noi ce trebuie să facem? El a răspuns, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări, nici să nu învinuiți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre și așa mai departe. Cu alte cuvinte, orice om trebuie să întrebe pe Dumnezeu, Doamne, Tu ce vrei de la mine? Dacă eu sunt bărbat și sunt soțul unei femei, ar trebui să întreb, Doamne, ce ar trebui să fac cu un soț? Și știți că Biblia răspunde bărbaților în Efeseni 5. Căutați, Efeseni 5 și mai departe. Bărbaților, iubiți-vă nevestele. Cum? Cum și Hristos a iubit biserica și și-a dat viața pentru ea. Nu știu dacă există un asemenea bărbat în lumea asta. Dar așa spune Scriptura. Dacă un bărbat care are o soție
se întreabă ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Uite, avem în Biblie. Și spune și soțiilor, nu trebuie să spun eu acum, că nu sunt femeie. Dar Dumnezeu spune și soțiilor, copiilor, ce spune? Copii, ascultați de părinții voștri. Și pentru toate categoriile de oameni, Biblia are ceva de spus în ceea ce privește ce vrea Dumnezeu de la acel om. Dar, dragi oameni, în seara aceasta, eu m-am rugat să fie o seară deosebită, să știți. Mie mi-ar plăcea să mergem mai departe de atât. Eu cred că și un om necredincios, care nu-L cunoaște pe Dumnezeu, totuși are un pic de habar cam ce ar trebui să fie un om în lumea asta, să fie plăcut și acceptabil, rezonabil pentru ceilalți oameni din lume. Cred că cam toți au un pic de... Adică și hoții știu că n-ar trebui să fure. Ce zice? Știu sau nu știu? Știu foarte bine că n-ar trebui să fure. Am întâlnit hoți, am întâlnit și criminali, am întâlnit tot felul de oameni care au fost închiși. Ei știu. Și unii ori spuneau, nu ne vine să credem că noi am făcut lucrurile acestea. Dar, în seara aceasta, dragi oameni, mi-ar plăcea să mergem mai adânc în cuvântul lui Dumnezeu. Să studiem de acolo ce vrea Dumnezeu de la noi în timpul nostru, în generația noastră, care este planul lui Dumnezeu pentru creștini, pentru lumea asta, acum, conform credinței mele, conform profețiilor biblice, noi trăim la sfârșitul timpului. Îmi plac foarte mult profețiile din Biblie. Poate, dacă vrea Dumnezeu, dacă vreți și dumneavoastră, poate odată ne putem ocupa și de profeții să vedeți cum sunt. Dar eu cred că 90% din profețiile biblice s-au împlinit. Noi suntem la cei 10% de la final. Și Dumnezeu are un plan pentru copiii săi de la sfârșitul timpului. Haideți să citim un verset din Deuteronom, capitolul 10, de la versetul 12, care probabil mai bine decât alte versete știu să sintetizeze, da? Să strecoare esențialul. Asta înseamnă să sintetizeze, să strecoare și să păstreze esențialul. Ce vrea Dumnezeu de la noi? Textul este adresat poporului iudeu, dar și nouă ne este adresat dacă suntem copiii lui Dumnezeu. Pentru că Apostolul Pavel în Epistola către Galateni spune așa, că cei ce au credință, știe cineva să continue? Cei ce au credință sunt fii lui Avram. Adică noi suntem fii lui Dumnezeu, dacă avem credință. Și ascultați ce spune Domnul. Acum, Israele, ce alta cere Domnul de la tine, Domnul Dumnezeul tău, decât să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să iubești și să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta și din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului și legile Lui pe care ți le dau astăzi, ca să-L faci pe Dumnezeu mai fericit, nu? Nu, deloc. Deloc. Ce credeți că dacă Dumnezeu ar avea nevoie de niște slujitori așa ca să fie El fericit? N-ar putea să mai creeze încă 3 planete Pământ și cu încă câteva miliarde de oameni? Păi ar putea să creeze și să facă oameni și sfinți. Nu din ăștia cum suntem noi. Când suntem, noi când suntem credincioși, când suntem necredincioși. Dacă Dumnezeu chiar ar fi fericit, neapărat, și ar depinde de treaba asta, ar putea să mai creeze încă 15 planete, dacă vrea, încă câteva universuri, pentru că oricum la Dumnezeu zice și se face și n-ar fi nicio problemă. Dar Dumnezeu nu ne spune că are așteptări de la noi ca să-L facem pe El fericit. Nu e adevărat. Este în beneficiul nostru. Este spre fericirea noastră, spre împlinirea noastră. Viața ni se va umple de sens dacă facem ceea ce ne cere Dumnezeu să facem.
Și acum mi-am propus, pentru că oricum trăim într-o lume în care granițele dintre adevăr și neadevăr s-au cam șters. Și în seara aceasta sper să vă pot să vă dau o frântură din felul în care lumea aceasta în care trăim noi a șters granițele dintre adevăr și neadevăr. Acum, toți oamenii cred că toți oamenii care cred într-un Dumnezeu se închină la câți Dumnezei? Cum se crede? Cum se predică acum în lumea largă, da? Prin bisericile creștine? Cum se predică? Că toți ne închinăm la același Dumnezeu. Dar noi am văzut în Sfânta Scriptură, în primele două seri, că există mai mulți Dumnezei. Și Satana are mai mulți profeți și Satana predică din Scriptură și așa mai departe. Chiar Satana se preface într-un înger de lumină și chiar Satana se dă drept Dumnezeu. Pentru că așa am citit în Biblie. Și pentru că, oricum, oamenii încep să gândească despre faptul că granițele dintre adevăr și neadevăr s-au cam șters, haideți să privim un pic cam ce înseamnă să fii credincios dacă ești un musulman. Da? Aici, în România, n-am prea avut treabă cu musulmanii, pentru că noi suntem săraci și musulmanii nu prea vin aici, pentru că nu vor să fie și săraci. Vor să meargă acolo în Occident, unde să profite și să aibă o viață mai bună. Dar, mai nou, toată lumea zice că nu contează că ești musulman, nu contează dacă ești hindus sau nu contează nu știu ce ești. Oricum te închini la același Dumnezeu. Sunt mai multe căi prin care se ajunge la Dumnezeu, dar tot la același Dumnezeu se ajunge. Serios? Oare chiar așa spune Biblia? Oare asta este învățătura lui Hristos? Să știți că și între musulmani sunt oameni foarte credincioși. Eu cred că mulți musulmani sunt mai credincioși decât creștinii. În felul lor. Acum, dacă ești musulman, ce înseamnă să fii credincios? Mahomedanismul, da? Credința mahomedană, are 5 stâlpi. Dacă un mahomedan vrea să fie credincios, trebuie să își mărturisească credința, adică Allah este singurul Dumnezeu adevărat și Mahomed profetul lui. E greu de învățat. E simplu, nu? Trebuie să te rogi de 5 ori pe zi, trebuie să dai milostenie la săraci, da? Trebuie să postești o lună pe an, Ramadan, postul Ramadanului, n-ai voie să mănânci în timpul zilei, dar după ce apune soarele, poți să mănânci cât vrei. Și trebuie să faci un pelerinaj odată în viață la Mecca. Da? Ce ziceți? Ne-ar conveni? E simplu. Nu-ți bați capul cu textele Scripturii, oarecum trebuie să înțelegi, nu trebuie să, nu știu ce. E simplu. Faci 5 lucruri și ești un musulman credincios. Dar dacă vrei să fii un musulman și mai credincios, ce ziceți? Un musulman și mai credincios. Ați auzit de jihadiști? Ei sunt musulmani cei mai credincioși și sunt atât de atașați de valorile Coranului și de ceea ce cred ei că Dumnezeu le spune, încât iau arma și omoară pe aceia care, după părerea lor, nu sunt copiii lui Dumnezeu. Cum vi se pare? Știți că ei cu sentimente religioase poartă arma. Și dacă vă uitați în ochii lor, oamenii aceștia nu sunt niște fiare. Uitați-vă numai când arată la televizor pe aia din Afganistan, care au scos toate femeile afară din școli și le-au dat afară și nu știu pe unul le-au omorât. Dacă vă uitați la ei, par oameni chiar ok. Bine, au ei toate îmbrobuterile pe care le au bărbații lor și poartă armă, dar ei sunt oameni religioși. E așa, cred că asta așteaptă Dumnezeu lor, Allah, de la ei. Dar sunt credincioși. Vedeți? Nu-i tot una ce înțelegem noi prin a fi credincioși. Sau dacă, de exemplu, cineva este un hinduist, sunt vreo 2 miliarde în lume, 1,5 miliarde, 2 miliarde, hinduși. Când am fost în Africa, în timpul studenției, am petrecut aproape o lună de zile în Uganda,
Acolo erau niște hinduși și am intrat într-un templu în care trebuia să te descalzi la intrare. Când am ajuns înăuntru, mi s-a făcut rău. Erau ceva de genul ceea ce vedeți în imaginea aceasta, tot felul de statui, zei, idoli, și veneau credincioșii și cumpărau un kil de banane, un kil de mango, aduceau pâine, făceau mâncare acasă, prăjituri, nu știu ce, și duceau acolo, la idolii aceia. Eu când am văzut, asta a fost prin 2005, cred că, adică în lumea modernă, să vezi așa ceva, că se întâmplă în lume, mi s-a făcut rău, abia aștept să ies afară de acolo. Că nu venea să cred. Și mergeau acolo hindușii și erau credincioși, da? Un kil de banane, duce-l la asta. Asta înseamnă să fii credincios. Da? Sunt aproape 2 miliarde de oameni care sunt credincioși în felul acesta. Acum, ce însemna, haideți să venim mai aproape de noi, de creștini. Noi suntem mai adevărați, nu? Ce însemna pentru un creștin să facă voia lui Dumnezeu acum 500 de ani? Nu vă vine să credeți. Vreau să vă arăt o imagine. Este o pictură rămasă în urma arderii pe rug al unui mare reformator, prereformator, Jan Hus, în 1415, cam așa, în Constanț. Și în momentul în care biserica, da, l-a condamnat la moarte, l-au dus în piața cetății, l-au legat de un stâlp pe acest bărbat, Jan Hus, și au pus în jurul lui o grămadă mare de lemne, de foc. Și-o dat drumul. A prins focul și în timp ce flăcările începeau să ardă, o bătrână extrem de pioasă, extrem de credincioasă, a adus un braț de vreascuri pe spate. Și când a ajuns acolo la rug, l-a dat jos și l-a aruncat pe rug. Ce ziceți? Era credincioasă? Eu zic că era foarte credincioasă. Ea s-a dus în pădure și a fistat o jumătate de zi să adune crengi și așa mai departe ca să contribuie la arderea unui eretic. Și lucrurile acestea se întâmplau cu sutele, cu miile, între noi, între creștini, în Europa. Pentru că oamenii au înțeles greșit ceea ce vrea Dumnezeu de la ei. În felul acesta, dragi oameni, dragi frați creștini, în seara aceasta, mi-ar plăcea să reținem gândul acesta. Trebuie să avem mare grijă. Foarte mare grijă. Când punem această întrebare, Doamne, ce vrei de la mine? Pentru că s-ar putea să înțeleg greșit ceea ce cere Dumnezeu de la mine. Domnul Hristos spune așa, și spune despre creștini și despre evrei, ba încă va veni vremea când oricine vă va ucide să creadă ce? Că aduce o slujbă lui Dumnezeu. Ioan 16:2. Frații mei creștini, întrebarea aceasta, ce vrea Dumnezeu de la mine, trebuie să primească un răspuns. Dar răspunsul la această întrebare nu trebuie să vină de la biserică. Pentru că bisericile i-au învățat pe oameni să facă rău semenilor lor. Răspunsul la această întrebare, ce vrea Dumnezeu de la mine, nu trebuie să vină din visele pe care eu am noaptea în capul meu. Și eu le interpretez, pentru că visele pot să fie date și de Dumnezeu și visele pot să fie date și de diavol. De aceea, răspunsul la această întrebare trebuie să vină numai din Biblie. Dacă nu vine din Biblie, nu pot să fiu sigur dacă este de la Dumnezeu. Nu avem voie să ne jucăm cu așa ceva. Că am avut eu un sentiment sau că am avut un profet în biserică și mi-a zis nu știu ce sau că s-a întâmplat nu știu cum. Nu se poate așa ceva. Se ajunge la crime.
Și noi poate zicem că lumea modernă în care trăim noi nu se poate întâmpla așa ceva. V-ați putea imagina ca într-o zi în biserică preotul sau păstorul să vă zică că uite, trebuie să spargeți geamurile la nu știu ce casă? Nu ne putem imagina, pentru că așa ceva e pedepsit de lege. Doar că Biblia spune că vor fi legi care vor face represalii împotriva copiilor lui Dumnezeu. Profeția spune că va fi persecuție înainte de revenirea Domnului Hristos. Și această persecuție va începe tocmai din sânul creștinismului, pentru că oamenii nu cunosc voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu cu privire la ei. Și dacă vine greu să imaginați că s-ar putea întâmpla în lumea modernă, în sânul creștinismului, ca oamenii să înțeleagă greșit voia lui Dumnezeu, vă mai aduc în atenție imaginea aceasta. Am mai adus-o odată. Asta se întâmplă sub ochii noștri. Asta nu e de acum 500 de ani. Asta nu e de acum 200 de ani, într-un timp întunecat în care oamenii n-aveau Biblie și mai departe. Asta se întâmplă acum cu oameni cu Biblia în mână, preoți, cu Biblia în mână și cu Evanghelia pe buze, binecuvântează tancurile care merg să ucidă un alt popor. Se întâmplă acum. Asta e voia lui Dumnezeu? Da, s-ar putea cineva să zică ăsta e la ruși. Da. În Occident nu se poate așa ceva. Da, se poate, să știți. Ceea ce vedeți în imagine găsiți cu sutele pe internet. În biserica metodistă, în biserica luterană, în biserica anglicană, preoții fac cununii. Și nu contează. Pun inscripții. Welcome for gay couples. Da? Nici nu traduc. Că n-are rost. Să ne smintim și noi. Se întâmplă în bisericile în care oamenii predică din Biblie. În care oamenii caută voia lui Dumnezeu. Oameni care îl întreabă pe Dumnezeu care-i voia ta. Și fac lucrurile acestea împotriva voiei lui Dumnezeu. Însă așa cum am văzut noi în serile trecute, există un Dumnezeu adevărat și există Satana care are 1000 de fețe. Există o Sfântă Scriptură și există un diavol și agenții lui pământești care interpretează și reinterpretează cu vise și cu profeții și cu minuni și cu teologii și cu cine știe ce, tot felul din Biblie, în așa fel încât creștinismul nu mai seamănă deloc cu ceea ce a vrut Hristos să fie. N-ar trebui ca acești oameni să-L întrebe pe Dumnezeu, dar aici în Biblie, dacă sunt preot metodist sau dacă sunt preot anglican sau luteran, n-ar trebui să-L întrebe pe Dumnezeu, Doamne, ce vrei Tu de la mine? Tocmai asta vrei de la mine? Vă mai dau un exemplu. Prin 2016, cred că, s-a scris o enciclică din Vatican, se numește Tutti Fratelli. Și în urma acestei enciclice, care este un document care învață 1 miliard de credincioși catolici. Da? Asta înseamnă enciclică. Da? O învățătură dată a 1 miliard de catolici. Cum trebuie să gândească? Tutti fratelli înseamnă frați cu toți. E foarte nobil, nu? Gândul în sine. Că atunci când eu mă întâlnesc cu un străin, eu trebuie să văd în el fratele meu. E foarte nobil și de apreciat lucrul acesta. Dar lucrul acesta nu vine așa numai ca o relație interumană, ci tutti fratelli înseamnă că noi toți suntem frați pentru că avem același Dumnezeu. Lucrul acesta se întâmplă în timp ce Biblia spune eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Deci, probabil că ajung aceste exemple pentru a vă transmite ideea că ceea ce se întâmplă astăzi în creștinismul contemporan este un semn clar că această religie uriașă, care are vreo 2 miliarde de adepți, da? Protestanți, ortodoxi și catolici, sunt vreo 2 miliarde de creștini în lumea aceasta, este bolnav. E scăpat de sub control. A pornit pe un drum pe care Dumnezeu nu merge cu el. Și este suspect ce se întâmplă astăzi în creștinism.
Pentru că în momentele în care facțiunile sau categoriile care erau dușmănoase fac pace într-un fel foarte artificial, știți când s-a mai întâmplat așa ceva? Când a făcut pace Pilat și Irod. Știe cineva? Pilat și Irod erau într-o situație dușmănoasă. Deschideți Scriptura și căutați textul în care vorbește că după răstignirea Domnului Hristos, Pilat și Irod au făcut pace pe spinarea unui Hristos răstignit. Știați că saducheii și fariseii erau două tabere inamice între ele și se urau de moarte. Știți când s-au înțeles saducheii și fariseii și au dat mâna pe spinarea Hristosului răstignit? Atunci s-au împăcat. Este neimaginat cum Satana reușește să aducă la oaltă toți oamenii de pe planeta aceasta sub pretextul acesta foarte frumos, să fim cu toții frați, dar fără Hristos, fără adevăr, fără calea, adevărul și viața. Ceea ce se întâmplă astăzi sunt niște șmecherii omenești sau diavolești, dacă vreți. Acum rămâne întrebarea pentru orice om sincer care este în seara aceasta aici sau pentru orice om sincer care ne urmărește de pe internet. Oare ce vrea Dumnezeu de la noi astăzi ca și creștini? Nu doar individual, cum să ne comportăm în familie, cum să ne comportăm cu vecinii, cum să ne comportăm la biserică și așa mai departe. Pentru că noi știm foarte bine cum ar trebui să ne comportăm. Și aceste reguli de comportament nu sunt noi, pentru că întotdeauna Dumnezeu a așteptat de la copiii săi să trăiască în neprihănire și în bună rânduială. Dar dincolo de asta, Dumnezeu are un plan special pentru fiecare generație a copiilor săi. Haideți să privim un pic în Scriptură ce a însemnat în timpurile Bibliei pentru diferitele generații ale copiilor lui Dumnezeu, ce vroia Dumnezeu de la ei. Haideți să mergem în timpul lui Noe. Pardon, am sărit peste Noe. Haideți să mergem în timpul lui Noe. Ce vroia Dumnezeu de la Noe? Bă, Noe, ai grijă cum te porți cu nevastă ta, ai grijă cum te porți cu copiii tăi, Noe, ai grijă cum te porți cu vecinii tăi, cum te porți cu oamenii din lumea aceasta, ai grijă cum faci închinare, când faci închinare, da? Aștepta Dumnezeu de la Noe să fie un om bun? Da sau nu? Clar că aștepta. Lucrul acesta nu poate fi contestat. E primul lucru ce așteaptă Dumnezeu de la orice om care se întoarce la El. Fii asemenea mie, așa spune Hristos în Matei, capitolul 5. Fiți desăvârșiți, dar cum? Și Tatăl vostru cel ce este desăvârșit. Lucrul acesta nu se discută. Asta nu negociază Dumnezeu niciodată. Dar dincolo de asta, era suficient pentru Noe ca să trăiască, ca să fie un om bun? Ce ziceți? Era suficient pentru generația lui Noe ca să fie oameni buni? Era sau nu era? Ce ziceți? Dacă Noe nu știe altceva decât să fie un om bun, noi n-am mai fi auzit de el niciodată. Dar dincolo de standardele vieții creștine, Dumnezeu adresează o rugăminte, o invitație foarte clară lui Noe, care sună așa în Biblie. Sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de silnicie. Iată, am să-i nimicesc împreună cu pământul. Fă-ți o corabie! Oare ce ziceau teologii în timpul Noe? Bă, Noe, tu nu citești bine Scriptura, deși nu era Scriptură în timpul lui, dar, bă, Noe, tu de-ai luat prostiile astea, că fă-ți o corabie? Păi eu n-am mai auzit așa ceva, ce să cauți? Ce ziceau oamenii de știință în timpul lui Noe? Ce vă imaginați? Știți că Biblia spune că nu era ploaie în timpul acela, da? Ploaia vine numai la potop. Înainte de potop era numai un abur care uda pământul. Era, vă dați seama că pământul în timpul lui Noe era ca o seră. Niciodată nu te ardea soarele, niciodată nu înghețai. Era o climă blândă, plăcută. Din cauza asta și copacii creșteau foarte mari,
De unde avem noi petrol acum? De unde e petrolul? V-ați întrebat? Păi petrolul este materie organică din flora și fauna din timpul acela. Din timpul dinaintea potopului care a fost acoperit și scufundat în adâncul pământului și sub acea presiune s-a transformat în timp în petrol. Noe, fă-ți o corabie. Ăsta e planul meu pentru tine. Da, Doamne, dar n-am bani. Planul meu pentru tine este să faci o corabie. Dacă eu o faci, dacă nu, nu. Și Noe, din ce credeți că a făcut corabia? A făcut niște afaceri și nu știu ce, și din profit a făcut corabia. Nu, eu, chiar dacă Biblia nu scrie, dar știu felul în care oamenii lui Dumnezeu, atunci când Dumnezeu îi chema, acționau. Oamenii de obicei lăsau totul, investeau totul în ceea ce i-a chemat Dumnezeu. Asta a fost ceea ce a dorit Dumnezeu de la Noe. Noe, fă-ți o corabie. Și a făcut? A făcut. A trăit? A trăit încă 500 de ani după aia. Dacă mergem la Avram, credeți că Avram a fost un om bun? Eu cred că Avram nu a fost un om ieșit din calea afară de bun. Atunci când Lot, slujitorul lui Lot și slujitorul lui Avram se certau pentru că nu mai era pășune pentru turmele lor, Lot și Avram se întâlnesc și Avram spune lui Lot: mă, Lot, nu mai putem să stăm împreună pentru că, uite, slujitorii noștri se ceartă, nu mai e pășune, dar alege tu primul. Dacă tu duci în dreapta, mă duc în stânga. Dacă invers, mă duc invers. Nu-i nicio problemă. E un om bun. Hai de mine. Să ai asemenea vecini. Ce ziceți? Sau să ai, mă rog, chiar un om bun. Dar era suficient pentru Avram să fie un om bun? Era suficient să fie un om bun? Nu. Deloc nu era suficient. Pentru că care a fost planul lui Dumnezeu pentru Avram? Care a fost planul lui Dumnezeu? Hai să citim Scriptura. Domnul zisese lui Avram: ieși din țara ta! Ieși din țara ta! Avram trăia în Mesopotamia, la vreo 1000 și ceva de kilometri de Palestina, de Canaan. Și Dumnezeu îi spune: ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vină în țara pe care ți-o voi arăta. Bine, bine, Doamne, dar ce zic eu, nebun? Ce ziceau preoții din Haldea de pe vremea aceea, care erau cititori de stele și făceau toate scamatările? Bă, Avrame, tu crezi că ți-ai pierdut mințile? Păi, dar nu e confortabil, ai casă, ai tot, ai afaceri, merge totul bine, tu te duci acum, unde te duci de fapt? Știați că Avram nu știa să răspundă? N-avea o hartă și n-avea GPS și nu știa să arate pe hartă. Uite, mi-a zis Dumnezeu că trebuie să mă duc în Canaan, că Dumnezeu nu i-a zis să meargă în Canaan, ci zice: te duci în țara pe care ți-o vei arăta eu. Vedeți de ce, din ce cauză devine Avram tatăl credincioșilor. Deci pentru Avram nu era suficient să fie un om bun. Trebuia să iasă din casa lui dacă vrea să știe care este planul lui Dumnezeu pentru el. Mergem mai departe. Ilie și evrei din timpul lui Ilie. Dacă vă aduceți aminte, a fost o secetă de vreo 3 ani și ceva și n-a mai rămas nimic viu pe pământurile iudeilor. A apărut o foamete, era un dezastru general. Da? Ilie se ascundea într-o țară străină, prin Siria de astăzi, undeva nu departe de Damasc. Și la un moment dat Dumnezeu vine lui la Ilie și zice: am un plan pentru tine, Ilie. Și scrie cuvântul Domnului: a vorbit astfel lui Ilie în al treilea an: du-te și înfățișează-te înaintea lui Ahab ca să dau o ploaie pe fața pământului. Care a fost planul lui Dumnezeu pentru Ilie și pentru evrei din timpul acela? Să fie oameni buni? Nu. Ci ca să-i confrunte cu religia falsă la închinarea lui Baal și ca să-i scape din minciuna în care trăiau și din care erau înduși de acea femeie necredincioasă, soția împăratului Ahab, Izabela, poate că o știți. Și am mai adus aici un text din timpul unui alt împărat foarte credincios de la iudei, se numește Iosafat. La un moment dat, în timpul împărăției sale,
trei popoare păgâne au făcut o armată imensă, imensă, undeva la 100.000 de militari, 100.000 de oameni pe vremea aceea care să poarte sabie. Era imens, imens, imens. Și-au pornit împotriva Ierusalimului și Iosafat, că era un împărat credincios, s-a rugat lui Dumnezeu: Doamne, scapă-mă! Și ascultat ce zice Dumnezeu lui Iosafat. Așa vorbește Domnul: nu vă temeți și nu vă înspăimântați înaintea acestei mari mulțimi, căci nu voi veți lupta, ci Dumnezeu. Dacă Iosafat, în urma cuvântului lui Dumnezeu, ar fi scos sabia și ar fi mers cu armata și cu săbile scoase ca să se lupte împotriva dușmanilor, făcea voia lui Dumnezeu? Ce ziceți? Făcea voia lui Dumnezeu? Absolut deloc. I s-a poruncit: n-ai voie să scoți sabia, pentru că nu-i lupta ta, e lupta mea. Eu mă voi lupta pentru voi. Voi stați cum e, știți cum mergeau la luptă evreii la această bătălie? Puneau în față pe levi și preoți și mergeau cântând. Cu trâmbițe și cântând. Dacă cineva din afară s-ar fi uitat la ei, ar fi zis că ăștia o fi scăpat de la casa de nebuni. Că merg la bătălie la 100.000 de oameni cu săbii și ei merg și cântă. Și până a ajuns la locul de bătălie, îi erau morți deja. Citiți în Scriptură. Vedeți cum Dumnezeu avea o chemare diferită pentru fiecare generație din copiii săi. Și ajungem în felul acesta, probabil la cea mai importantă generație, cea mai importantă perioadă din istoria acestei planete. Când Dumnezeu avea un plan special pentru o anumită generație din poporul său, iudeu. Este vorba de timpul Domnului Hristos. Și atunci când Domnul Hristos a venit pe pământ, ce predica la oameni? Ceea ce predica Noe? Faceți fiecare câte o corabie? A predicat Hristos chestia asta? Nici de cum! Pentru că nu era planul pentru generația aceea. Predica Iisus ceea ce a spus lui Avram: ieșiți din țara aceasta. Zicea Iisus chestia asta? Deloc! Pentru că asta a fost planul lui Dumnezeu pentru o altă generație. Ce predica Hristos? Care era planul lui Dumnezeu pentru aceea generație de oameni? Care era? Păi Domnul Hristos ne spune. Iisus le-a răspuns: lucrarea pe care o cere Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-a trimis El. Și-au crezut? Poate că noi de multe ori ne gândim că marii preoți din timpul acela, Ana și Caiafa, sau poate chiar Pilat, sau alți conducători iudei, sau poporul în sine, poate că noi acum ne gândim că ăștia erau niște bătăuși, ăștia erau niște tâlhari, ăștia toată ziua nu erau pe altceva decât cum să păcătuiască, cum să facă ceva rău. Să nu vă imaginați că este așa. Că n-a fost așa. Mulți dintre conducătorii iudei erau oameni onorabili, dar care ce au greșit? Unii dintre ei au fost chiar oameni buni. Unde au greșit acești oameni buni? Au înțeles greșit planul lui Dumnezeu pentru viața lor. Pentru că ei, în loc să-L întrebe pe Dumnezeu, în loc să întrebe Scriptura: Doamne, ce vrei de la mine? Ei au ascultat de mai marii lor, de preoți, de conducători, de păstori, de cărturari, de tradiție, de tot felul de idei omenești. Și când a venit Hristos și a zis: asta e lucrarea lui Dumnezeu pe care o cere de la voi. Să credeți în acela pe care l-a trimis. Un alt verset. Ioan 9:35. Iisus a auzit că l-au dat afară, este un orb pe care l-a vindecat. L-au dat afară și când l-a găsit, i-a zis: crezi tu în Fiul lui Dumnezeu? Și omul respectiv, cu inima deschisă, zice: și cine este, Doamne, ca să cred în El? Eu vreau să cred. Care-i planul Tău pentru mine, Doamne? Păi ca să crezi în Fiul lui Dumnezeu. Și omul a crezut. A fost mântuit. Acesta a fost planul lui Dumnezeu acum 2000 de ani pentru acei oameni. Acum, să știți că oamenii care n-au crezut pe Hristos au fost totuși oameni credincioși. Nu mă credeți. E greu de crezut așa ceva.
Oamenii care nu l-au crezut pe Hristos, când i-a spus că lucrarea pe care Dumnezeu o cere de la voi, asta cere Dumnezeu de la voi, asta vrea de la voi, să credeți în Hristos, da? Nu l-au crezut, dar cu toate acestea ei au fost oameni credincioși. E posibil așa ceva? Mult mai credincioși decât suntem noi. Pentru că, ascultați ce spune Scriptura despre ei. Înainte să ajungem acolo, în ce fel erau ei credincioși? Vreau să vă întreb. În momentul în care conducătorii evrei au auzit pentru prima dată că s-a născut un împărat în Israel, de la cine au auzit? Pentru prima dată. De la niște străini, niște magi care au venit acolo să se închine. Ce ar fi trebuit să facă conducătorii iudei când au aflat că s-a născut un împărat în Israel? Ce ar fi trebuit să facă cu... Păi n-ar fi trebuit să meargă cu magii până în Betlehem să vadă dacă e așa sau nu e așa? Ar fi trebuit să facă? Dar ei credeau... Nu e planul lui Dumnezeu. Adică peste tot în biserici astăzi. Dar trebuie să fim oameni buni, să fim oameni cuminți, să fim cinstiți, să fim serioși, să fim curvați și așa departe, da? Ăsta este un minim. Dar dacă suntem doar atât oameni buni, nu înseamnă neapărat că noi am cunoscut voia lui Dumnezeu. Apoi mai târziu, când Domnul Hristos s-a botezat, știți că a coborât Duhul Sfânt peste el în chip de porumbel și s-a auzit din cer un glas care zicea: acesta este Fiul meu preiubit, de el să ascultați. Ce ar fi trebuit să facă evreii care au fost acolo martori ocular, că erau puhoi de oameni, da? Era un eveniment public când s-a botezat Domnul Hristos. Ce ar fi trebuit să facă evreii? Păi să meargă grămadă la Hristos și să se pună în genunchi înainte lui și să spună: uite, tu ești Fiul lui Dumnezeu, noi credem în tine. Au făcut lucrul acesta. Frații mei, înainte aceiași oameni se duceau la Ioan Botezătorul și întrebau pe Ioan: ce zici să facem? Ce așteaptă Dumnezeu de la noi? Păi uite, să nu furați, să nu mințiți, să nu mai fiți răi și așa mai departe. Și când vine Fiul lui Dumnezeu și vine cu ceva specific pentru generația lor, ei nu cred. Sunt credincioși în alte lucruri, dar în ceea ce vrea Dumnezeu de la ei, concret în generația lor, ei nu cred. Păi e ca și cu copiii noștri, da? Adică zic la copilul meu: hai și mănâncă, da? Și copilul nu vrea. Hai și că mănâncă, că mai avem un sfert de oră și mergem la școală. Eu fac treaba asta în fiecare zi. E la cap. Adică vine Ioan Botezătorul, ce să facem? Bun, facem. Dacă zici să nu mai mințim, nu mai mințim. Dacă zici să fim corecți, să fim curioși, toate celelalte. Dacă vine Hristos și zice: lucrarea pe care o cere Dumnezeu de la voi, să credeți în acela pe care l-a trimis Dumnezeu, nu vor să creadă. Ce se întâmplă cu noi? Cum adică noi nu cunoaștem căile lui Dumnezeu? Este inexplicabil. Este o taină. O taină a răutății. O taină a necredinței. O taină a nelegiuirii în Biblie. Apoi, ce ar fi trebuit să facă evrei după învierea lui Lazar? Învierea lui Lazar a fost cea mai puternică dovadă a divinității Domnului Hristos, pentru că Lazar a stat în mormânt câteva zile. Nimeni nu mai putea să zică, cum era în cazul celorlalte învieri, că apoi s-ar putea să nu fi murit, poate că nu m-au leșinat, poate că nu știu ce. Lazar a stat în mormânt mort. Hristos îl înviază. Păi n-ar fi trebuit... Știți că acolo la învierea lui Lazar era o delegație din partea preoților din Ierusalim. Și au văzut ce s-a întâmplat. Aceea delegație înapoi la Ierusalim să raporteze: e Fiul lui Dumnezeu, noi l-am văzut că a scos un mort, că era putrefacție. Păi n-ar fi trebuit imediat mare preot să-l caute pe Hristos acolo în Betania, să zică: uite, acum ne-am dat... Parcă ne-am...
pe mânzul unei măgărițe, cum am citit profeția într-o seară, și tot poporul striga Osana fiului David, se închină mulțimii și în momentul în care Iisus a intrat în templu, în ovațiunile mulțimii respective, n-ar fi trebuit să în veșmintele lor de sărbătoare preoțești, să aducă în semnele națiunii înainte Dumnezeul nostru calitatea de conducător, vrem să ascultăm de tine. N-ar fi trebuit să facă lucrul acesta? Și de ce n-au făcut? Frații mei, n-au făcut aceste lucruri nu pentru că n-au fost credincioși. Ei au fost foarte credincioși. Ana și Caiafa și toți ceilalți conducători au fost mai credincioși decât suntem noi. Și vreau să vă dovedesc lucrul acesta. Biblia spune despre ei, au adus pe Iisus de la Caiafa în odaia de judecată. Da? E vorba de odaia de judecată a lui Pilat. Pilat era un om păgân. Și legea mozaică interzicea unui evreu să intre în casa unui păgân pentru că devenea necurat și nu putea să mai participe la sărbătoare, trebuia să iasă afară din cetate până diseară. Și acești evrei care l-au condamnat la moarte pe Hristos erau atât de credincioși și meticuloși în credința lor, încât Scriptura spune despre ei că era dimineață, ei n-au intrat în odaia de judecată ca să nu se spurce și să poată mânca Paștele. Și ei se pregăteau pentru Paște. Frații mei, ei sărbătoreau. Aveau foarte mare grijă să nu cumva să încalce vreo poruncă a lui Dumnezeu. Își luau veșmintele, pregăteau mielul de jertfă, mâncau așa cum spunea Scriptura. Nu intrau, n-au intrat ca să respecte legea lui Mozaică, n-au intrat în sala de judecată. Vă dați seama ce credincioși erau? Și în timp ce oamenii aceștia erau foarte credincioși, ce au făcut cu Domnul vieții? L-au condamnat la moarte. S-ar putea întâmpla un scenariu asemănător în lumea modernă? Ce ziceți? Ca tot creștinismul, în strădanile sale, să aducă o pace mondială, în strădanile sale, să facă bine oamenilor, să fim buni peste tot, să ne iubim unii pe alții, dar să nu știe care este planul lui Dumnezeu pentru această generație finală. Eu spun că nu doar că s-ar putea întâmpla, se și întâmplă deja sub ochii noștri. Pentru că timpul este foarte înaintat, vreau să vă dau o imagine generală cu privire la ceea ce cred eu că este lumea creștină astăzi. Marile confesiuni istorice nu mai dezbat Biblia. Aduc câte o frântură din Biblie, din predica de pe munte, să fim oameni buni, să fim miloși. Dar tot ce spun marile confesiuni istorice, creștine, da? Cu greutate în lumea creștină, da? Sunt cam două lucruri. Eu ascult multe predici, ascult Radio Maria, ascult Radio Trinitas, ascult Agnus și nu mai știu, Alfa și Omega și mai multe radiouri, da? Pentru că merg mult pe drumuri lungi și vreau să știu ce predică frații mei creștini. Și tot ce predică creștinătatea de astăzi poate fi cuprins în două mari principale mesaje. Cum să facem ca lumea asta să fie mai bună? Pentru că Hristos ne-a învățat, iubiți-vă unii pe alții, da? Ajutați pe cei săraci și așa departe. Adică bisericile încearcă să se implice activ în viața politică, în viața socială. Vedem pe preoți în Parlament, vedem pe preoți în Consiliul European, vedem pe preoți în Congresul Statelor Unite. Adică caută punți de legătură. Hai să vă dau un exemplu. A fost COVID-ul acum nu de mult, da? Ce-au făcut bisericile? Drept? Dacă așa ni se spune,
toți vaccinați și mască. Eu n-am nicio problemă, nici cu masca, nici cu vaccinul. Eu am purtat mască și am purtat și sunt și vaccinat. N-am nicio problemă. Dar atunci când bisericile intră dintr-o dată, gata, așa ni se spune, așa facem? Păi stai puțin. De la cine trebuie să se intereseze un popor al lui Dumnezeu? De la oameni sau de la Dumnezeu? Păi și atunci ce se întâmplă cu bisericile noastre? Bisericile noastre și creștinismul este pe o mână cu statul. Statul dă bani la biserici, salarii și așa mai departe, și biserica execută. Biserica, la rândul său, încearcă să promoveze legi și așa mai departe, sub titulatura de hai să facem o lume mai bună, da? Și e foarte nobil. Hai să nu mai fie războaie. Ascultați discursurile tuturor marilor predicatori împotriva războiului, împotriva la nu știu ce, da? Dar ei stau bine mersi în casele lor, cu burțile pline și cu salariile groase și nu se întâmplă nimic. Și apoi, celălalt mare mesaj în creștinism este ecumenismul. Hai să ne înfrățim cu toate religiile. Pentru că toate religiile se închină la același Dumnezeu și asta este creștinismul contemporan. Ce zice? Seamănă cu Hristos? Eu zic că nu seamănă. Nu văd nicăieri trăsături comune între Hristos și creștinismul de astăzi. Eu văd în creștinismul de astăzi un fel de turnul Babel. Unde toate națiile facem un proiect comun ca să ne facem nou nume și așa mai departe. Cu alte cuvinte, creștinismul contemporan vrea să fie autosuficient și vrea să se autorealizeze, pentru că oricum Dumnezeu nu-l ajută. Și atunci hai să facem noi pace între popoare, hai să dăm noi mâncare la săraci, hai să mai facem câte o casă de copii, lucruri de altfel foarte nobile. Dar când zici că asta e voia lui Dumnezeu pentru generația ta și atât, este o foarte, foarte mare problemă. De fapt, ce vrea Dumnezeu de la mine astăzi? Dacă ați venit în seara aceasta aici, mi-ar plăcea foarte mult să vedem ce a pierdut lumea creștină, ce nu mai are. Care a fost planul lui Dumnezeu cu acest popor? Ce vrea Dumnezeu de la noi astăzi? Și ceea ce a pierdut creștinismul, vreau să vi-l dau în câteva texte biblice, să vedeți cum gândeau primii creștini. Apostolul Pavel spune în 1 Corinteni 15:51 și așa mai departe, iată vă spun o taină, că vom merge cu toții în mormânt și apoi poate cândva la înviere îl vom vedea pe Hristos. Așa zice. Dumneavoastră, la ce vă așteptați în următorii 50 de ani? Ce ne învață preoții și pastorii noștri și lumea creștină? Ce ne învață că se va întâmpla în următorii 50 de ani? Păi linii mari cam asta, să fim oameni buni, să fim frați cu toate religiile, să facem evanghelie socială, dacă să ajutăm pe săraci, să ducem mâncare în Africa, să mergem în parlamente ca să ne plătească statul bine și noi să ajutăm statul și nu știu ce, da? Pentru că oricum viețișoara noastră trece, o să îmbătrânim și o să murim. Asta credea Pavel că e planul lui Dumnezeu pentru el? Deloc. Pentru că Pavel zice așa mai departe, trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii și cine va fi schimbat? Ce zice Pavel? Noi sau voi? Ce zice Pavel? Persoana întâi plural, ce înseamnă asta? Că planul lui Dumnezeu pentru mine este să merg în cer. Dar nu să merg în cer la pensie. Cum vor cei mai mulți creștini astăzi, nu vor altceva decât să se pensioneze în cer. Ei vor așa, cu jumătate de inimă, să mai facă câte un bine, să mai facă o rugăciune, să mai meargă la biserică și apoi împătrânesc.
trag toate foloasele care pot fi trase din viața aceasta și poate pe la 95 de ani mor și apoi merg la cer. Dar nu asta a fost planul lui Dumnezeu, pentru că Pavel spune, noi vom fi schimbați, noi vom merge în cer vii. Apoi ascultați pe Ioan, ce gândea apostolul Ioan. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El sau veți fi ca El? Ce zice Ioan? Vom fi ca El. Pentru că îl vom vedea așa cum este, dar nu după ce ne pensionăm în cer, murim și la înviere o să-l vedem. Nu! Ci în timpul vieții noastre, ei așteptau că Dumnezeu să-și încheie lucrarea și ei sunt chemați să meargă la cer. Apoi ascultați apostolul Iuda, nu Iuda Iscariotanul, cel care l-a vândut pe Hristos, e un alt Iuda, un alt ucenic al Domnului Hristos, dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește pe credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și pregătiți-vă de moarte, că asta vă așteaptă pe toți. Așa zice Scriptura. Așa predicau apostolii. Știți cum s-a putrezit credința creștină astăzi? Tot ce este mai bun în creștinismul contemporan este să te bage în mormânt credincios. Și atât! Și Satana își freacă palmele, o mai trecut o generație în neființă, fără să știe că eu i-am păcălit. Și după aia și copiii noștri cresc, ajung la maturitate și ei sunt păcăliți că tot ce poate să ofere creștinismul este viața aceasta. Și apoi și ei cresc și încearcă să fie și ei oameni buni, mai spun o rugăciune, mai citesc Scriptura și apoi îmbătrânesc și ei copiii noștri și ajung și ei în mormânt și Satana își freacă palmele, o mai trecut o generație și împărăția mea nu s-a încheiat. Cine are de câștigat după 2000 de creștinism, 2000 de ani de creștinism? Cine are de câștigat? Dumnezeu? Cum vede generații întregi de oameni care merg în mormânt, cu tremure devastatoare care înghit zeci de mii de oameni, războaie care ucid sute de mii de bărbați. Când Dumnezeu privește la lumea aceasta, e o leprozerie. Satana îi păcălește pe toți. Ăsta e planul lui Dumnezeu. Așa a vrut Dumnezeu. Da, de unde? Ascultați ce zice Iuda. Așteptați îndurarea Domnului nostru Hristos, Iisus Hristos, pentru viața veșnică. Dar acum, în generația noastră, nu peste sute și mii de ani. Fiți atenți ce zice apostolul Iacov. Fiți și voi îndelung răbdători, întăriți-vă inimile, căci venirea Domnului este peste 2000 de ani. Deloc! Iacov spune, planul lui Dumnezeu este să ne pregătim pentru venirea Lui. Planul lui Dumnezeu este să mergem în cer. Și diavolul a păcălit timp de 2000 de ani. Generații după generații. Stați aici. E locul vostru. Mai construiți o casă, mai cumpărați o mașină, mai luați încă un job, creșteți-vă copii, dați-i la școală, să crească toată lumea, mergem înainte, mai vine câte un război, e adevărat, mai vine câte un cutremur, dar nu-i nimica, că las că noi, și dacă murim la 90 de ani, tot în cer o să mergem. Asta să credem noi. Pavel, să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. Și atât? Adică să fim oameni buni. Și atât? Vedeți cum creștinismul a fost transformat într-o religie falsă, care a mușcat o bucată din Evanghelie? Pavel zice, așteptând fericita noastră nădejde, adică coșciugul și 2 metri de pământ. Asta zice? Deloc. Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. Și ultimul verset, acesta este cel mai frumos dintre toate, apostolul Petru. Vedeți, toți apostolii, am citat pe toți care au lăsat o carte în Noul Testament, pe toți îi citesc, pentru că toți gândeau la fel. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce vor creștinii de astăzi? Hai să facem o lume mai bună, ce zice Biblia. Toate aceste lucruri au
Să se zice, dar noi vrem să facem o lume mai bună. Haideți să facem cumva să avem salarii mai mari. Ce ziceți? Haideți să facem cumva să scădem costurile la încălzire. Ce ziceți? Diavolul ne ajută și să avem salarii mai mari, ne ajută și să avem salarii mai bune și să avem încălzire mai ieftină. Ne ajută la toate. Cu o singură condiție. Nu cumva creștinii să se trezească. Dai puțin, asta avea Dumnezeu de la noi? Ca noi în timpul acesta să ne pregătim pentru a pleca la cer, pentru revenirea Domnului Hristos? Asta niciun caz. Pentru că dacă Domnul Hristos revine, ce se întâmplă cu El? S-a încheiat pentru El, pentru totdeauna. Și El știe foarte bine lucrul acesta. Petru zice, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi printr-o purtare sfântă și evlavioasă, ce făcând? Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Ce vrea, frații mei, Dumnezeu de la noi astăzi? Vrea să fim fericiți, dăruindu-ne viața veșnică în timpul vieții noastre. Să știți că eu cred cu tărie. Acesta este doar o parte foarte mică din Scriptură, din versetele pe care le-aș putea cita. O parte foarte mică din Biblie care arată clar. Iisus își dorește poporul aproape de El. El vrea să pună capăt vărsării de sânge, cutremurilor, pandemiilor și la toate relele care se întâmplă pe pământul acesta. Dar nu poate să pună capăt altfel decât dacă revine. Dar cum să revină când creștinii nu sunt pregătiți? Ei nu-și doresc lucrul acesta. Și de 2000 de ani e situația aceasta. Știți că de 2000 de ani creștinismul nu a făcut niciun pas în față. Noi suntem la același nivel. Nici măcar la acel nivel nu suntem. Pentru că suntem atât de orbiți de interesele noastre egoiste și de exploatarea tuturor posibilităților acestei planete, încât noi ne mulțumim cu o pensie în cer. Adică ajungem la bătrânețe, murim și apoi la înviere, poate Domnul s-o rândurea de noi. Dar Dumnezeu nu asta vrea. Eu cred cu tărie că noi cei care suntem în seara aceasta aici, noi nu suntem obligați să mergem în mormânt. E posibil să mergem. Eu nu zic că nu vom merge în mormânt. E posibil să mergem. Dacă suntem credincioși, vom fi înviați. Dar nu e planul lui Dumnezeu. Planul lui Dumnezeu este ceea ce citim aici. Așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Depinde dacă creștinii vor crede lucrul acesta. Dacă nu, generația noastră va pleca. Și poate că o altă generație, copiii noștri, se vor trezi și vor iubi venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Petru și apostolii, toți ceilalți, drept răspuns, i-au zis. Este o situație din Noul Testament, din Cartea Faptele Apostolilor, când apostolii care predicau Evanghelia aceasta, toată, în toată slava și splendoarea ei, au fost arestați, au fost băgați la închisoare și într-un mod miraculos Dumnezeu i-a eliberat în timpul nopții și dimineața când preoții s-au dus la închisoare au văzut că celula unde erau închis Petru și nu știu cine era goală. Și atunci s-au speriat, nu au avut curajul să-i mai aresteze din nou, dar i-au chemat în Sinedriu și au poruncit, nu v-am zis noi să nu mai predicați lucrurile acestea? Și ascultați răspunsul lor. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Nu știu cu ce mergeți dumneavoastră de aici până la Zalău. Unii aveți mașini, mergeți cu mașina. Nu știu, dacă vreți să mergeți la București, de exemplu. Eu mai merg la București din când în când și merg cu trenul. Și sunt un om, precum ați văzut și în seara aceasta, care n-am un simț foarte bun al timpului. De multe ori greșesc și estimez greșit timpul. E un defect de caracter pe care
pentru care mă rog ca Dumnezeu să mă corecteze cumva, că nu e bine așa. Însă vreau să aduc exemplul acesta aici pentru a vă arăta că îndurarea lui Dumnezeu, chiar dacă astăzi este între noi, nu va fi între noi întotdeauna. Va veni o zi în care ultima solie de har va fi rostită pentru oameni. Și vreau să ilustrez dramatismul acestui lucru, acestei realități, cu această călătorie cu trenul. Dacă eu mă duc cu trenul undeva și trenul meu pleacă în fiecare oră, în fiecare oră am un tren și eu întârzi 5 minute la gară, cât am întârziat? În realitate, cât am întârziat? I-am întârziat 5 minute, trenul a plecat. Când vine următorul? Peste un ceas. Dacă merge o dată pe oră, atunci la fiecare oră am un tren. I-am întârziat 5 minute în gară, cât am întârziat în realitate? O oră. Bun, dacă trenul meu merge o dată pe zi numai și eu întârzi 5 minute, cât am întârziat? O zi întreagă. Vă dați seama? Am pierdut o zi. Dar dacă trenul meu e un tren mai special, internațional, cine știe ce tren, și merge o dată pe săptămână și eu întârzi 5 minute după ce a plecat trenul, cât am întârziat? O săptămână. Știți că trenul Evangheliei astăzi pleacă dintre noi. Harul lui Dumnezeu este între noi. Îndurarea lui Dumnezeu este între noi. Dumnezeu ne cheamă în fiecare zi. Se îndură de noi. Slăviți să fie numele Lui. Dar știți că într-o zi, harul îndurării va pleca pentru ultima dată de pe planeta aceasta. Și dacă eu întârzi cu deciziile mele 5 minute, cât am întârziat? Am pierdut veșnicia. E mai bine să ascultăm de Dumnezeu, frații mei, decât de oameni. Planul glorios al lui Dumnezeu, ceea ce cere Dumnezeu de la oameni astăzi, este mai mult decât să fie niște oameni buni. Este să se lepede de lumea aceasta, să-și fixeze credința în revenirea Domnului Hristos. Nu este un plan mai glorios să pleci viu în cer decât să mori și apoi la înviere? Și așa e bine. Dar eu zic că este mai glorios să se împlinească cuvântul Scripturii. Venirea lui Hristos este aproape. Toate semnele arată lucrurile acestea de ani de zile. Dumnezeu așteaptă un popor care să creadă, care să se pregătească și care să grăbească venirea Lui. Amin.